la 27 de ani. A fost un ET2 pe care l-am luat pentru că am avut o Honda înainte și mi-a rupt piciorul cu ea. Și am zis că eu nu mă mai sui pe nimic fără frân. Este o Vespa, prima serie Vespa 50 din 1967, iar ca durată 4-5 luni în mare, dar la detalii m-am extins încă un an aproape. Dar în principiu 5 luni, să zic, maxim. Am venit cu un GTS de 300 din 2010 și ca pregătit cel mult m-am uitat la frâne, transmisie, să fie cât mai bine echipată pentru dealurile de aici. E greu, sunt multe. Am încercat să mă dau cu fiecare țară un pic, să văd cum sunt, cum se dau. Nu știu dacă i-am prins în cel mai bun moment, dar întâlnirile cu ei la masă și la asta au fost geniale, că poți să socializezi și să vezi și partea lor de viziune. Absolut. Orice aș fi, nu contează funcția. O să fiu mereu aici. E pasiunea mea, e de mulți ani, rămâne.